pentru o Românie mai prosperă, pentru o Românie mai democratică, pentru o Românie mai recunoscută în lume și mai apreciată, pentru o Românie a tuturor românilor. Cred că asta trebuie să îndemne pe toți cetățenii României să facă, să vină la vot și să își exprime votul în direcția asta. Avem nevoie de normalitate în România. Domnul prefect, în ce măsură zăpada de afară poate influența procesul electoral în județul Cluj, având în vedere starea unor... Poate că în județul Cluj influențează într-o oarecare măsură, dar cred că cetățenii au atât de puternic sentimentul, știu eu, românesc, încât cu toată, știu eu, vremea nepotrivită se vor mobiliza și vor participa la vot. Îndemnați cetățenii să punem mâna pe lopată să mai dea din zăpada de pe fare? Cu siguranță, da. Ei știu să facă asta de multă vreme, o fac și îndemn încă o dată să vină la vot în număr cât mai mare. Ați apucat să dați zăpada de pe trotuarul dumneavoastră? Am apucat să dau zăpada mai mult de jumătate din trotuarul meu, e eliberat. Dar ceea ce, din păcate, nu e eliberat, e partea carosabilă în totalitate. Așa chiar, cum apreciați faptul, cum și-a făcut treaba firmei de salubritate? La primărie dimineață lucrurile nu erau tocmai în regulă, dar după ce au ieșit în număr când am plecat eu la prefectură la 6, erau câteva probleme, dar acum se pare că cel puțin parterele principale lucrurile sunt în regulă. Ei, prin cartiere și prin cartiere secundare mai sunt încă probleme. Semn că iarna a surprins, iarna nepregătiți. În totalitate. Și la nivelul județului? La nivelul județului se circulă peste tot. Am vorbit cu toate primăriile din județ. Am vorbit cu toți primarii. Drumurile sunt libere, și drumurile județene, și drumurile naționale, și drumurile intracomunitare. Deci în unitățile administrative în comune se circulă mai greu, în condiții de iarnă, dar se circulă.